Ghetele mamei de Clelia Ifrim. Nu știam nimic despre ghetele lui Van Gogh. Știam despre ghetele mamei. Știam de câte ori fusese rădate la reparat. Știam despre tălpile subțiate, despre câte noduri aveau șireturile, despre vârful unui cui care-mi intrase odată în călcâiul drept. Mama lucra 24 de ore cu 24. Adică o zi lucra și o zi stătea acasă. Așa era programul. În ziua când stătea acasă, mergeam la școală cu ghetele ei. Mama punea la vârful lor ghemotoace de finet din pijamale vechi. Alegea întotdeauna modelele cu flori și numai din finet alb. Punea și pe tălpile subțiate ale ghetelor alte bucăți de finet alb, să nu simt foițele de gheață. Așa mergeam la școală, cu ghetele ei. Clădirea școlii era un înger. Îngerul se apleca și îmi lega șireturile mai bine. Apoi ștergea noroiul de pe ghete cu un ghemotoc din puf și pene de înger. Din aripile lui. Apoi se ridica și mă privea. Începea să plângă. Eu nu plângeam. Îngerul mă conducea până la ușa clasei. Așa am învățat despre ghetele lui Van Gogh. Dar azi nu mai am ghetele mamei. Le-a luat îngerul ca să le poartă el.